Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Principalii eroi în cea de-a doua săptămână a lunii mai vor fi planetele apropiate nouă, Soarele, Mercur și Venus, ale căror aspecte vor stabili tendințele acestei perioade având un efect nu întotdeauna clar asupra noastră și asupra mediului nostru. Conjuncția Soarelui cu Uranus în constelația Taurului pe 9 mai va crea situații explozive când va fi imposibil să simți chiar și armonia interioară. Cunoștințele romantice care se vor fi întâmplate în această zi sunt puțin probabil să aibă o continuare serioasă, iar succesul în domeniul profesional este posibil numai în acele domenii care sunt asociate cu risc, creativitate, ceva nestandard și neobișnuit. În această perioadă, majoritatea vărsătorilor și scorpionilor vor fi predispuși la acțiuni extreme, broște și la decizii neașteptate. Pentru toți reprezentanții zodiacului, este mai bine să nu construiți planuri pe termen lung, iar cei care au probleme cu sistemul cardiovascular ar trebui să evite stresul și efortul fizic. Riscurile de infarct miocardic și accident vascular cerebral sunt foarte mari. Accidentele care implică energie electrică, electronice și călătorii cu avionul nu sunt neobișnuite în această perioadă, așa că trebuie acordată atenție suplimentară. Dar indivizii creativi în această perioadă vor fi deosebite de predispuși la inspirație neașteptată. Majoritatea vor avea ocazia să creeze ceva neobișnuit, non-standard, atrăgător. Mercur în sextil cu Saturn pe 12 mai va fi un bun stimulant pentru realizări în afaceri și studii. O bună organizare internă și concentrare va ajuta nu numai să faci afaceri importante sau să semnezi contracte, ci și să promovezi cu succes examenele. Sănătatea în această zi va mulțumi pe cei care sunt serioși în ce privește alimentația adecvată, măsurile preventive și nu sunt predispuși la excese. O zi bună pentru a cumpăra proprietăți, terenuri, locuințe. În ceea ce privește sfera romantică, cunoștințele care vor fi începute în această zi ar putea fi începutul unei relații lungi și serioase. Pentru cuplurile aflate în conflict sau tensiune reciprocă, sextilul lui Mercur și Saturn va duce șansa de a discuta serios și echilibra problemele existente, de a afla cauzele neînțelegerilor. Aspectul armonios al lui Mercur și Venus pe 13 mai este favorabil pentru contacte și comunicări de orice fel. În sfera afacerilor, va aduce o comunicare plăcută cu partenerii, oportunitatea de a rezolva probleme de lungă durată cu ajutorul unor oameni influenți. Călătoriile de afaceri din această zi vor fi eficiente, mai ales în scopul activităților promoționale. Sfera romantică va aduce multă plăcere fecioarei, gemenilor și taurului, care vor avea ocazia să petreacă mult timp alături de sufletul pereche, în special în natură sau la evenimente sociale. În cele din urmă, trigonul lui Venus și Saturn de la sfârșitul săptămânii va atinge unele aspecte morale ale relațiilor intime ale cuplurilor, va ridica probleme de fidelitate, responsabilitate și profunzime emoțională a sentimentelor. O zi bună pentru căsătorie, în special pentru Capricorn, Balanță, Taur, Pești și Vărsător. Renoirea conexiunilor vechi și transformarea lor în relații noi, mai promițătoare este posibilă pentru Leu, Berbec și Săgetător. Zilele de 13 și 14 mai sunt deosebite de favorabile pentru corectarea aspectului, procedurilor cosmetice, dar nu sunt de dorit pentru diagnostic și începutul unui ciclu de tratament. Racii, Capricornii și Gemenii vor fi mai susceptibili la răceli în aceste zile, așa că măsurile preventive în timp util vor permite acestor semne să mențină o sănătate bună în weekend, precum și în următoarea săptămână a lunii mai. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!